băiețel de 10 ani mergea zi de zi într-un magazin de electrocaznice și își nota tot timpul câte o idee în carnețel. Acesta folosea tabletele pentru lecțiile care îi trebuiau la școala online, copilul neavând posibilități financiare. Ce au descoperit reprezentanții magazinului? Copilul mergea în fiecare zi pentru a-și face lecțiile. Odată cu apariția pandemiei de coronavirus, copiii din întreaga lume au fost nevoiți să învețe online, pentru că școlile au fost închise. Astfel, elevii au studiat cu ajutorul tehnologiei. Din păcate, nu toți părinții au o situație financiară bună. Motiv pentru care unii copii nu au acces la internet sau la gadgeturi. Este și cazul unui băiețel din Brazilia. La numai 10 ani, copilul mergea în fiecare zi într-un magazin de electronice pentru a se uita la tabletele expuse și își nota lucruri într-un carnetel. Copilul i-a atras atenția vânzătorului care a decis să-l filmeze. Ulterior acesta a aflat că băiatul nu avea acces la internet și nu avea nici tabletă deși avea nevoie pentru a face cursurile online.